am fost introdus astăzi în atenția publicului. Eu am venit în politică cu niște idei, zic eu, practice, pentru că le-am trăit, le-am simțit, le-am văzut, nu știu cum să mai spun. Și vreau să fac câteva schimbări în modul de abordare a problemelor, în ceea ce privește siguranța noastră a cetățenilor, că aici mă pricep foarte bine, dar nu numai. Și de asta am și decis să mă implic în organizația județeană și să candidez pe lista de consilieri județeni. Acum, mulți dintre dumneavoastră probabil vă faceți imaginea că, domnule, am fost polițist, cu ce poate să vină nou. Spre exemplu, ca să vă dau ceva nou. Știți foarte bine, prin ATOP, un polițist ar putea face multe și, în speță, asigurarea climatului de ordine publică pe raza județului, aș putea să o coordonez mult mai bine decât s-a făcut până acum, pentru că mă pricep la asta. Am lucrat 29 de ani operativ și știu unde să acționez ca să pot asigura cu siguranța cetățenilor în județ. Până în prezent, la conducerea ATOP, spre exemplu, au fost persoane care n-au avut de-a face cu acest sistem și nu cunoșteau modul de... Dar și la conducerea poliției au fost persoane care știau sistemul și nu s-au văzut. Și acolo. Da. Haideți să mă feriți o soluție pentru municipiu. Apropo, l-aveți alături pe candidatul la primărie, suntem în centrul istoric al municipiului Botoșan, care are o problemă. Știți, prea bine, a fost 29 de ani în sistem. Care este soluția dumneavoastră pentru a rezolva problema sau cele două soluții? Una dintre soluții, care este la îndemână, este scoaterea polițiștilor, nu din birouri, că asta s-a mai auzit, scoaterea polițiștilor de pe mașini, sau din mașini, mai bine. Pentru că, vedeți dumneavoastră, eu acum pot face o comparație între sistemul trecut, care asigura o siguranță a cetățenilor mult mai bun ca sistemul actual. Până, eu știu, acum 20 de ani, polițiștii făceau patrulare pedestră. Prin patrularea asta pedestră, polițiștii avea contact permanent cu cetățenii. Îl opreau pe stradă oameni, îi spuneau problemele. Domnule, am o problemă acolo, am o problemă dincolo. Altfel de contact aveau polițiștii cu cetățenii. Acum ei fiind în mașini, merg dintr-o parte într-o altă... Cetățenul istoric nu poate să mă duc cu mașina. Trebuie mult să-i spun. Una dintre probleme este vorba că n-au cum să aibă acces. Și atunci, dacă eu îi țin în mașini, cum să aibă ei contact permanent cu cetățeanul din mașină? Dar cine îi ține în mașină? Cine ține în mașină? Asta este problema. Și asta nu s-a înțeles. Am avut, eu ca lider de sindicat, am avut discuții pe această temă cu șefii de inspectorate care nu au înțeles problema asta. Ne uităm un pic la șefii de inspectorate. Cine au fost? De-al de domnul Șerbonoi, care acum am înțeles că este și la PNL, finul domnului Flutur. Nu sunteți la ori, adică... Da, dar domnul Șerbonoiu n-a fost nicio clipă în teren, n-a fost nicio clipă ofițer operativ, nu știe ceea ce se întâmplă în lumea reală, ca să zic așa. Dăm alt exemplu de șef. Oricare dintre șefii care s-au prezentat la conducerea inspectoratului de poliție nu a avut contact cu iarba, ca să zicem așa. Mai mult de atât. Erau și din alte județe, exact. Deci spune că dacă polițiștii s-ar plimba așa, ar patrula pe destru prin centrul istoric, o parte din problema ar fi rezolvată. Haideți să privim realitatea. Dumneavoastră, dacă ați vedea un polițist în mișcare, în patrulă, inclusiv vederea lui vă adaugă un sentiment de siguranță. Nu? Plus, elementele care, eu știu, cetățenii certați cu legea, iar descurajat prin faptul că văd polițistul în mișcare. Nu cred că le-ar mai veni să fac, eu știu, scandal, să fac, eu știu, alte activități în prezența lor, nu? Dar eu aș merge și mai departe, că, vedeți dumneavoastră, calitatea polițiștilor care au intrat în sistem,
începe să lase de dorit. Deja este o altă problemă. Prin ATOP puteți rezolva aceasta? Sigur că da, prin ATOP, pentru că ATOP are atribuții. Să primească acceptul să iasă din mașină sau să vină cineva să deschidă portiera și să coboare din mașină? Dar nu, aici problema nu se pune așa, pentru că ATOP-ul nu poate să impună polițistului, dar poate să solicite șefului din inspectorat să-i scoată din mașină. Că de-aia se numește autoritate teritorială de ordine publică. Spuneți-mi, ați spus că cu 20 de ani se făceau mai des patrule pe veste. Dar cu 20 de ani la cât se pensionau polițiștii? Chiar nu știu. Și de asta vă întreb. Acum 20 de ani polițiștii aveau aceleași condiții de pensionare. Deci nu e nimic diferit. Nu. Marea majoritate a populației nu înțelege faptul că nu este o pensionare, eu știu, nici nu știu cum să o numesc. În primul rând trebuie să clasificăm pensiile, da? Pensiile polițiștilor, dar nu numai a polițiștilor, a tuturor celor care poartă uniformă se numesc pensii de serviciu. Pensiile speciale sunt cele ale magistraților, cele ale aviatorilor, diplomaților. Și ei uniformă. În fine, au și ei uniformă, dar nu despre asta vorbim. Condițiile de pensionare sunt stabilite prin legea 153. Acolo zice că la o anumită perioadă ai un câștig de vechime. Eu, spre exemplu, fiind 28 de ani, aproape 29 de ani operativ, cum se calculează această vechime? Că, vedeți, trecem de la una la alta. La un an lucrat în sistem operativ, ai vechime în plus jumătate de an. Vechimea acumulată este de maxim 13 ani, care se scade din limita de pensionare a polițiștilor la 60 de ani. Acum s-a mărit limita de pensionare la polițiști. Deci, scăzând din 60, cum era înainte, 13 ani vechime acumulați, clar că dă 47 de ani. Deci, dar mai este aici o condiție, aceea de a avea 25 de ani minim executați în sistemul de... Ce știți până acum? Candidatul la CJ va fi femeie sau bărbat de la... Ziți metodele astea de anchetă, le știu de... Bun, când să trecem mai departe. Vă să aveți surprize, așa cum spunea și domnul Cătălin Zilegeanu, și cum încercăm să vă obișnuim cu surprizele, să aveți surprize plăcute, spunem noi. Nu aveți cu nimic până la momentul ăsta. Deci, cum a zis doamna coordonator... Ne place să vă facem surprize. Avem 3-4 opțiuni. Dar vin alegeri, că nu le anunțăm după alegeri. Nu vă anunțăm după alegeri, vă anunțăm înainte. Deci când se ia cea mai bună decizie, atunci o să vă anunțăm. Am zis, sunt foarte multe lucruri de cântărit, foarte multe lucruri de pus în balanță și vrem să venim cu un candidat pe măsura, sau cel puțin egal, ca și cei doi contracandidați. În cazul în care va fi Doina Federovici la Consiliul Județean sau domnul Trufin, da, bănuiesc că până la urmă va fi domnul Trufin și domnul Valeriu Iftime. Da? Vrem să venim cu cineva de calibru, cel puțin de calibru, sau dacă nu, un mix între cei doi. Pentru că vrem să ne batem și acolo pentru președinția Consiliului Județean. Iar deciziile nu se iau peste noapte. Eu, în schimb, am surprize plăcute. Deja foști colegi din PSD mă felicită pentru decizia luată. Deci acum deja primesc mesaje de felicitări. Atât spun că sunt membri PSD sau simpatizanți PSD care deja mă felicită. Vă scrieți Cosmin Andreche. Sau Bogdan Păia. Sau Mircea Mădare. Da. Bun. Un alt subiect fierbinte pe care îl citim în presă, dosarul șpăgilor de la Mavromatile, deși dumneavoastră că ancheta se extinde, deja s-a ajuns la un fost membru PNL, ca un istoric, în decembrie, doamna Doina Caba, numită manager de către PSD, a fost luată și dusă de către DNA la Suceava, pusă sub acuzare. În februarie, primarul demisionar, să zic așa, din funcțiile deținute în partid, Cosmin Andrei, a fost indicat de către DNA și a primit 60 de zile de control judiciar. Nu am văzut nicio reacție din partea PNL-ului cu privire la aceste două acțiuni care vizează niște membri importanți puși de către PSD.
În martie... Cum? Dana Cava e mult important în PSD? Oricum, o funcție... Era la pensie, săracă. Săracă, dar oricum... A fost numită într-o funcție destul de... o funcție foarte importantă, ca și manager al Spitalului Județean. Iar acum aflăm că Monica Dăscăliței a fost dusă la DNA și a primit 30 de zile arest la domiciliu. Nu avem nicio reacție din partea PSD-ului. Ceea ce înseamnă că oamenii promovați de către cele două partide, PNL și PSD, beneficiază de prezumția de nevinovăție. Beneficiază, până dar... Un judecător se pronunță că sunt vinovat sau nu. Până atunci beneficiază de prezumția de nevinovăție. Și Monica... Ok, și în cazul acesta, ei fiind membri de partid sau foști membri de partid, ceilalți nu ar trebui să-și exprimă un punct de vedere. Totuși a fost membru de partid, iar faptele pentru la care... La PNL. La PNL, dar faptele pentru care este acuzată sunt din 2023, nu de acum. Iar ea a demisionat din PNL, cred că are o lună sau două luni de zile. Deci suntem acum în 2024. Ca și fapte, este între ghilimele acuzată cu prezumția de nevinovăție, cum a spus și dumneavoastră, că a primit mită 5.000, 10.000 de lei și a făcut trafic de influență. În 2023, ceea ce condamnăm noi este lipsa de reacție din partea celorlalte partide, PSD și PNL. Asta înseamnă că și-au dat mâna, s-au comasat între ei, nu știu ce au făcut. Asta e ceea ce noi, Partidul Aur, condamnăm, lipsa aceasta de reacție. Și vedem că și în stânga, și în dreapta. Au candidați proprii la alegerile locale. Deci, eu discut la tot ceea ce înseamnă partea de a ieși public, de a-și, nu știu, de a-și exprima. Dar dumneavoastră ați considerat o persoană care nu a fost trimisă în judecată, condamnată? Da, eu am ieșit tot timpul public. Și voi ieși în continuare public. Dacă vă uitați în comunicatele mele, am ieșit public. Și când a fost pusă sub acuzare Doina Caba, când a fost dus primarul Cosmin Andrei, da, sunt un om asumat. Și iar acum suntem un partid asumat. Așa ar trebui să fie și ei. Te rog. Ideea este că atâta timp cât un suspect, pentru că ei ca să poată fi față de ei, să poată fi luată măsura arestului la domiciliu sau arestului în cazul doamnei Caba, acolo acel mandat este dat de un judecător de drepturi și libertăți. Și în cazul lui Sevil Shaideh, fostul prim-ministru al de acord cu mine, s-a urmat aceeași dar fără calitatea, fără rețineri, tot arestare preventivă, pentru ca după 10 ani să fie dosarul clasat, pentru că fapta nu există. Aveți perfectă dreptate, dar atunci trebuie să ne gândim că justiția pe care noi o avem în momentul de față, nu știu cât este de corectă sau de dreaptă, trebuie să intre într-o normalitate și să ferească să mai dea astfel de măsuri. Dacă noi facem circul ăsta cu du-te la pucătușe, du-te și arest la domiciliu, arest în arest, eu cred că acel judecător care a dat această măsură fără niște probe minime la dosar, nu cred că și-ar fi putut permite să facă lucrul ăsta. Adică suspiciunea rezonabilă, așa cum spune și codul de procedură penală, este în dosar. Că la urmă va fi nevinovat, vom vedea. Nu știm. Dar nouă ca cetățeni, păi, așa cum a spus și domnul Cătălin Silegeanu, n-am spus că este vinovat. Prezumția de nevinovăție persistă. Sau cel puțin ar trebui să persiste până la sfârșitul procesului. Am zis că acuzăm fel lipsa de reacție din partea celor două partide. În ceea ce privesc anumiți membri pe care i-a avut sau nu i-a avut, sau perioada cât a fost membru, cu privire la acțiunile sale într-o funcție de conducere. Numit politic. Atât. Și că și-a folosit, a făcut trafic de influență în acea perioadă. În 2020, Aur, la alegerile locale, n-a câștigat nicio primărie.